Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre utilaje și mecanismele depozitelor. Procesele operative în depozite, paralel cu creșterea nivelului de trai al populației, a crescut și ritmul volumului circulației mărfurilor. Ca urmare și activitatea depozitelor s-a intensificat. În general, depozitele desfășoară o activitate regulată și continuă, excepție fac depozitele senzoriere, a căror activitate este intermitentă. Activitatea depozitelor se concretizează în primirea, amplasarea, păstrarea și expedierea zemică a unor cantități variabile de mărfuri determinate de cerințele rețelei de desfacere. În acest scop, personalul din depozit realizează zilnic operații numeroase legate de manipularea mărfurilor. Principalele operații executate cu ocazia manipulării mărfurilor sunt descărcarea sau încărcarea mărfurilor în mijloace de transport, transportarea mărfurilor de la mijlocul de transport până la locul de depozitare sau de la locul de depozitare până la vehicul, recepționarea mărfurilor din punct de vedere cantitativ și calitativ, amplasarea mărfurilor în funcție de specificul lor, controlul mărfurilor în timpul păstrării, pregătirea mărfurilor în vederea expedierii lor către beneficiari. Ținându-se seama de procesele operative ce se desfășoară în depozite, acestea au fost dotate și amenajate cu utilaje corespunzătoare. Amenajarea și dotarea cu utilaje s-a făcut plecându-se de la volumul mărfurilor ce vor fi depozitate, precum și de la specificul caracteristic al mărfurilor respective. Astfel, depozite frigorifice au trebuit să fie amenajate și provizate cu utilaje care să permită realizarea unei anumite temperaturi necesare păstrării calității mărfurilor alimentare, carne, pește, fructe, legume congelate. Depozitele în care, pe lângă operații de păstrare, mai au loc și operații de preambalare a mărfurilor au fost dotate cu mijloace necesare ca dozatoare, mașini de preambalat. Tipul de utilaje în depozit, în vederea mecanizării operațiunii de depozit, se folosește un utilaj variat. După rolul pe care îl îndeplinește, se clasifică în următoarele categorii: utilaje pentru transportul, ridicarea și stivuirea mărfurilor, utilaje cu destinație specială, utilaje antiincendiar. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut! Și vă doresc o zi mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un videoclip. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!